Sunt convins că părintele se bucură împreună cu noi, văzând acești copilași talentați și această familie minunată. Am considerat că este bine să facem acest intermezzo, ascultându-l mai întâi pe părintele. Și ceea ce este minunat, ați văzut cum părintele atât de firesc pornește de la relația de familie și anume la Sfânta Trăime.